Primăria Slatina, prin intermediul Direcției Administrarea Străzilor și Iluminatului Public, a realizat noul regulament al parcărilor, care dă posibilitatea proprietarilor de mașini să-și rezerve un loc în apropierea blocului în care locuiesc. Înainte să intre în vigoare, noile prevederi pot fi studiate de slătineni. Autoritățile așteaptă acum opiniile cetățenilor în legătură cu regulamentul propus. O să avem o formă finală a regulamentului, după ce avem o dezbatere toți consilierii și tot după ce ne spunem punctele de vedere și ne hotărâm împreună exact cum o să avem varianta finală a regulamentului. Nu există că este regulamentul MOD sau a primăriei sau a cuiva anume. Este regulamentul nostru al slătinenilor pe care îl discutăm împreună și împreună ajungem la forma finală a acelui regulament. Primarul Emil Moți a invitat pe toți consilierii locali să își spună punctul de vedere în cadrul unei dezbateri finale despre regulamentul de parcare. Să discutăm împreună și o să ajungem la o formă finală. Toți consilierii, indiferent de partidul politic, o să-l discutăm. O să termine perioada de amendamente din partea publicului. După ce le avem pe toate, o să stăm noi de vorbă și o să-i dăm forma finală. Propunerea de regulament se găsește în format electronic pe site-ul Primăriei Slatina, la secțiunea Informații de interes public, rubrica Transparență decizională. Un exemplar al regulamentului poate fi studiat și la vizierul instituției de pe strada Mihail Cogălnicianu. Tot de aici, persoanele interesate pot cere regulamentul pe hârtie, fără costuri. Propunerile de modificare sau îmbunătățire a regulamentului se vor depune în scris la Registratura Centrală a Primăriei Slatina. Autoritățile anunță că vor fi luate în considerare absolut toate opiniile înainte ca regulamentul să intre în vigoare.